Hai, vă salut din nou, prieteni! Foarte mulți dintre voi și foarte mulți care dețineți mașini cu trapă sau cu panoramic, de foarte multe ori după ce trec câțiva ani de când aveți mașina și se înfundă scurgerile de la trapă sau de la panoramic, o să vă treziți cu apă la picioarele pasagerilor sau la picioarele șoferului. Bun, mașina asta este un Range Rover Vogue din 2016. În primul și în primul rând am desfundat scurgerile de sub capotă, care o să vă arăt imediat unde sunt. Trage un pic capota. După care vreau să vă arăt unde se află scurgerile de la panoramic la această mașină și cum se remediază problema. Pentru că infiltrațiile de lichide de apă sunt foarte periculoase pentru toate mașinile, nu doar pentru asta. Deci avem scurgerile undeva aici, nu știu cum să filmez eu să vadă, undeva exact aici, în zona asta, da? Care trebuie suflat cu un pistol de genul ăsta, cu aer, după care putem proba foarte, foarte simplu, turnând un pic de apă pe parbriz și trebuie să vedem undeva la roată, se vede, începe să curgă. Da? Deci aici este desfundat, pe partea cealaltă la fel. Și acum vreau să vă arăt unde se află scurgerile de la panoramic. Vedeți că avem un panoramic superb la mașina asta. Și avem aici o garnitură de cauciuc care în partea asta de aici nu are cum să ajungă apă, dar apa o să ajungă aici. Scurgerea o avem exact aici. Vreau să văd dacă reușesc să filmez cumva. Se vede acolo o găurică în fund, în partea din spate, ca să nu zic în fund, care, la fel, cu pistolul de aer, am suflat bine, bine și acum o să turnăm un pic de apă ca să vedem dacă problema s-a rezolvat. Am turnat apa și vedem că problema noastră s-a rezolvat. Curgem partea asta. La fel și în partea asta și la fel și scurgele de aici, din partea aceasta. Cu toate acestea vă salut și dacă v-a fost de folos, nu uitați să dați un like și să dați o apreciere paginii și chiar o urmărire mă ajută. Doamne ajută!